Dacă ești genul de persoană care își dorește să afle mai multe despre cazurile de bullying și un vechi caz numit Colo, rămâi până la final pentru a afla mai multe amănunte. Ei bine, după cum știți, unii știți, poate alții nu, există o pagină de Instagram care se numește Stop Bullying. Una. De fapt, sunt mai multe. Sunt multe tipuri, diverse pagini, dar astea se numesc Stop Bullying, care ce fac prezintă scene și din România și din afară din ce am văzut cu minori care torturează animale, se bat, schingiesc, se omoară până la sânge, până la fracturi, cu violență, cu ură. Despre ce vorbim? Și toți ăștia sunt minori, 13, 14, 15, 16 ani. Efectiv, filmează chestiile astea și le pun pe internet. Sau ajung pe internet, cum necum. Filmează. Agresivitate. Care dacă un adult ar face-o, și-ar lua prepuțin vreo 10 ani. Dacă ar face ceea ce apare în acele scene. Pagina, bineînțeles, este aceasta. Este cu un foarte mare puternic impact emoțional. Nu o să dau play la videoclipuri întrucât sunt atât de oribile încât cred că YouTube mi-ar șterge efectiv videoclipul. Însă dacă ne uităm un pic prin secțiunea de comentarii, tot ce vom observa este că toată lumea zice că suntem o țară depravată, că ar trebui să facem ceva în privința aceasta, că ar trebui să se ia măsuri, că ar trebui să, că ar trebui să, că ar trebui să. Și în continuare apar tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe filmulețe. Ce măsuri se mai iau? Vă zic eu că atâta timp cât vor continua să apară acele filmulețe, foarte multe măsuri nu se vor lua. Dacă noi le șeruim peste tot, nu le facem decât să crească. Și nu facem decât să crească numărul de oameni care se frustrează, numărul de oameni care își urăsc țara, numărul de oameni care se urăsc între ei. Și toată această energie transmisă către univers, nu va face decât să mărească numărul acestor cazuri, nici de cum să-l micșoreze. Vrei să faci ceva? Dă un report acestei pagini. E mult prea violentă. Să în primul rând să scăpăm de ele. Și în al doilea rând, pentru toți tinerii ăștia, care, pentru că din câte se vede, asta este timpul în care trăim, al violenței din cauza faptului că nu au crescut într-un mediu bun, nu au avut parte de educație ca atare, părinții nu au fost într-o situație bună, probabil au fost crescuți cu pumnii, probabil nu au fost ținuți în puf, au fost ținuți în pumni, și atunci i s-a indus în mod inconștient ideea că el, dacă vrea ceva, trebuie să lupte. Pe principiul luptă sau fugi. Lui i s-a dezvoltat principiul de luptă. Cineva zice ceva, rupe capul. Cineva nu face ca tine, sparge capul. O fată a îndrăznit să-ți dea sin, sparge capul cu o piatră. Iar asta este o scenă dintr-un clip, nu ceva inventat. Din câte am înțeles, ar fi clipul din Bulgaria, dar nu știu cât de relevant este, chiar nu mai contează. Da, nu vreau să intru în amănunte. Copiii aceia n-au suflet, n-au inimă, n-au emoții, nu mai zic de cazul fetelor care s-au tras de păr. Deci toate chestiile astea se întâmplă și noi nu le putem face nimic din simplul fapt că ei sunt minori. Sunt minori. Ce le facem? Îi reținem pe 24 de ore. Mai mult ce le facem? Le tragem părinții la răspundere. Ce să fac? Doi oameni dezbinați care s-au lăsat conduși de hormoni, le-au luat-o creierul la razna, li s-au urcat hormon la cap, hai să facem nuntă și copil. De parcă nunta și copilul, vezi, Doamne, o să ne asigure un trai mai bun și o viață decentă. Mare bullshit. Mare prostie. Nu ai nevoie de o nuntă ca să ai o căsnicie fericită. N-ai nevoie de un copil ca să vă meargă bine în viață. N-aveți nevoie de toate astea. O relație poate să meargă bine și fără nuntă, și fără copil, și fără toate astea. Doar să fiți unul lângă celălalt. Și să munciți la scopuri comune. Atât. Nu la scopuri separate. Atât. Atât.
Despre asta este vorba. Și noi l-am acuzat pe Colo, l-am făcut capul albie de porci, poliția l-a arestat, el fiind major, mare 20 și ceva de ani, 26-27 cât o avea, a fost reținut, i s-a făcut dosar penal pentru instigare. Ca el să facă un astfel de caz, ce s-a întâmplat în clipul respectiv. Vă zic eu că ajungea să fie executat. Hai, nu executat, dar vreo 20-25 totuși lua. Și dacă fiecare dată când ar fi ieșit pe stradă, ar fi fost luat la pietre. Pung și pietre. Probabil nici n-am mai fi văzut lumina zilei. Dar cu toate astea, el pentru niște simple vorbe, da, mai în serios, mai în panoramă, niște vorbe, da, destul de urâte, a ajuns unde a ajuns. Și copiii ăștia care fac niște fapte, niște scene horror, parcă desprinse din filmele de groază, ei, cu ei ce se întâmplă? Lor nu se poate face nimic din simplul fapt că sunt minori. Ce să le poată face? Care ar fi o soluție pentru ei, pentru astfel de copii care o iau razna? Să fie închiși. Cel mai bun leac. În funcție de gravitatea situației. O lună, două, trei, maxim jumătate de an. Hai să nu zic un an. Hai zi maxim jumătate de an. Stând printre deținuți, departe de casă, de familie, bineînțeles, cu un regulament foarte strict, atât pentru deținuți cât și pentru ei, și să cunoască adevărata soartă. Să vină unul de 7 ani. Ce-ai făcut, mă? Am bătut pom. Păi de ce? Sau am znopit o pisică. Păi de ce, mă? Nu știu. Și mi-a venit. Tu ești întreg la cap? Uită-te la mine ce am făcut și ce am ajuns. Aveam nevastă, aveam copii și m-am mâncat să fac numai nefăcute. Uite, sunt de 5 ani închis aici. Fata mea s-a însurat. Fata mea s-a măritat. Are copil. N-am putut să merg să-mi văd, să-mi văd nepoțica. N-am putut să merg la botez. Sunt aici din cauza fără de legilor mele. M-am luat după unul și uite unde am ajuns. Ăla oricum nu mai vede lumina zile și uite ce am pățit și eu din cauza lui. Și ce-ți trebuie, atenție? Ce-ți trebuie să-l bați pula? Ce ți-a făcut animalul ăla? Ce ți-a făcut băiatul ăla? Space, tu bucură-te, tu stai o lună fără părinți. Eu stau de atâția ani fără familie. Tu cum crezi că mă simt? Și prin câte n-am mai trecut? Tu ești bine. Tu probabil o să fii scos la muncă, o să stai prin celulă, nu o să se întâmple multe. O să ieși de aici, o să-ți înveți minte, o să te înveți minte. Dar eu? Și gândește că dacă continui așa, când o să crești mare, o să ajungi ca mine. Dacă continui așa. Ce este? Tu ai câțiva ani, trebuie să-ți vezi de școală, să-ți vezi de viață și atât. Să ieși cu băieți, să ieși cu fetele și atât. Ce-ți trebuie altceva? Ție? Ce atenție? Ce să-i bați? Ce să fii tu smardoi? Ce smardoi să fii tu? Uite-te la mine, eu pe câți nu i-am bătut la viața mea. Și uite unde am ajuns. Da, am și o mușchi, dar ce mai fac cu ei, că nu mai sunt bun de nimic. Înțelegeți ce vorbesc? Dacă s-ar putea, asta să se facă pentru toți ăștia care vor ei să arate cât de mari și tari sunt, cu bietele suflete nevinovate. În altă ordine de idei, așa cum am zis, lor nu li se poate face nimic. Din cauza faptului că sunt minori, se trag părinți la răspundere, dar ce să facă părinții? Că ei nu se înțeleg între ei, dar uite să încerce să rezolve ceva pe termen lung pentru copil. Da, pe termen scurt poate să zic acolo, da, că o să facem, că o să legem, dar pe termen lung n-ai cum să te schimbi peste noapte și să reeduci un copil ce a fost învățat în primii 7 ani de viață peste noapte. N-ai cum așa ceva. O astfel de experiență șoc pentru el l-ar trezi cu mult la realitate și ar zice, nu mai vreau, nu mai întrebe și mechereală, smarduială, să bat pe nimeni, să fiu cineva, să nu mai vreau nimic. Vreau să stau liber, vreau să stau liniștit, vreau să mă bucur de viață și atât, nu mai întrebe nimic altceva. Am văzut pe unii, am văzut prin ce au trecut, am văzut prin ce vieți au, cât de mult regretă, sunt închiși de atâția, nu mai întrebui nimic. Am cunoscut pe unul ăla, nu mai vede lumina zilei, închis pe viață. Nu mai, când o să audă la așa ceva, nu-i mai trebuie în viața lui zi. Și mechereală și smarduială. Nu mai are nevoie de atenție, nu-i mai trebuie nimic. Vreau să-și vadă de viața lui, liniștit, fără probleme. Înțelegeți ce zic? Despre asta este vorba. Atât timp cât noi doar o să comentăm la astfel de clipuri,
nu se va schimba nimic. Cât o să leșeruim, nu se va schimba nimic. Dacă chiar vreți să faceți ceva cu adevărat, trimiteți-le Ministerului Apărării, trimiteți-le la o pagină oficială de poliție, trimiteți-le la pagina oficială a Ministerului de Interne, șeruiți-le acolo, nu pe story. Dați-le share acolo, faceți ceva cu ăștia, uitați cine sunt. Șeruiți-le acolo, la o pagină oficială de poliție, la o pagină de la minister, să vadă să ia măsuri. Ce măsuri să ia? Că nu prea sunt legi pentru minori. Dar dacă ar putea asta să se introducă, funcție de gravitatea situației, să-i țină la mititica, ca să vadă și ei ce înseamnă, dacă continuă să crească și să facă la fel, unde vor ajunge, ce viață vor avea. Pentru că în mai marea majoritate a cazurilor, cei care sunt închiși și de tineri, își doresc să se cumințesc, își doresc să scape, își doresc să aibă o viață obișnuită, să-și facă o casă, o familie, să muncească, nu le mai trebuie nici mechereală, nici zmardoială. Unii se liniștesc, alții nu. Și alții se întorc înapoi. Când un copil o să fie expus la o astfel de stare șoc, da, poate fi o experiență foarte dură. Dar experiența asta dură îl va trezi la realitate și îl va ajuta pe termen lung. Despre asta este vorba. Dacă asta vreți să faceți, aveți două variante. Trimiteți unde am zis sau dați report acelor pagini. Pentru că dacă noi continuăm să dezvoltăm această ură interioară despre copii, despre noi ca nație, despre noi ca țară, despre noi ca populație, pentru că tu mâine pe mine poate ai niște prieteni, niște colegi care ajung să facă nefăcute și atunci ce faci? Urăși și pe ei, blestem și pe ea? Fraților, noi am fost făcuți ca să conviețuim, nu ca să ne omorâm între noi. Sau să-i urăm. Pentru că ea pe care urăm și vorbim așa, la mod general, că suntem o țară de neisprăviți, că sunt atâția idioți, că sunt atâția răufăcători, că sunt atâția, mă, vorbim la modul general, tu poate ești prieten cu cineva care o să ajungă. Dar ai fost prieten cu el, când v-ai însemnat ceva pentru el și el pentru tine. O să-l tratezi la fel, dacă el o să ajungă acolo? Mi-a fost prieten, dar a luat-o pe un drum greșit. N-am ce să-i fac, e problema lui. Nu, ce o să-i zici? O să facă și la parte din ăia. Sunt niște bandiți, niște pușcăriași, niște nenorociți. Cândva ți-a fost prieten și ai ținut la el. Nu știi pe cine poți avea ca amic. Ție nu ți-a făcut nimic, dar și-a făcut el cu mâna lui. Când a avut parte de educație, când a avut parte de sprijin. Și-a luat-o pe căi greșite. Despre asta este vorba. Oricum se va reabilita acolo, mai mult sau mai puțin. Așa că asta aveți de făcut. Că despre colo, v-am zis, dacă era minor, probabil nu i se făcea nimic. Dar dacă e major, lui s-au pus multe sancțiuni. Fiind și influență, vă dați seama. Da, a folosit un limbaj foarte dur. Dar cum credeți voi că toți copiii ăștia care au văzut limbajul foarte dur și care ajung să vadă atâta violență și atâta bullying, să și trăiască? Pe ceea ce a zis el e nimic comparativ cu ce ajung să vadă. Să vă mai zic ceva, faptele sunt cu mult, mult mai predispuse la influența un om decât niște simple vorbe. Vorbele lui poate nu valorau decât 20% de influență, ca să zic așa. Dar faptele, în momentul când vezi oameni care chiar fac, ai o predispoziție de 70-80% mentală. Să te stârnească, să te intrige, să provoace niște emoții în tine, niște ură, niște sentimente, niște predispoziții. Și ce este în seara aia, cum s-a exprimat, poate doar ți-a provocat niște frustrări, dacă te-ai simțit. Că chiar te-ai simțit. Dacă nu, n-aveai treabă. Da, a fost destul de urât, destul de obscen, dar nu se compară cu ceea ce putem vedea pe pagina aceasta. Aveți grijă, nu mai dați atenție la astfel de imagini, pentru că vă stârnesc foarte mult atenția, energia, și atenția și energia asta nu se disipă.
se colectează acolo în univers, crește și dezvoltă din ce în ce mai multe cazuri de genul. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.